Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou episod de SAMP. Sunt alături de Red, salut Red. Salut, salut. Suntem pe lpg.pcsmania.ro. Este un server la care în momentul filmării este încă nedeschis, dar când veți vedea voi clipul veți putea intra. Deci astăzi pe 23 vineri când se publică clipul, intrați într-un număr cât mai mare. O să încercăm în câteva minute să vă prezentăm serverul. Credeți-mă că din ce am citit eu despre el, este un server foarte complex care are foarte multe lucruri noi pentru comunitatea asta și chiar mă bucur să fiu aici și să filmez pe el, să vi le prezint. Trebuie să știți că vom face și un live. Duminică îl vom face, deci duminică ne vedem pe acest server în live și vă aștept pe voi toți într-un număr cât mai mare. Astăzi fiind vineri, voi aveți timp ca până duminică să deveniți cât mai șmecheri aici pe server și duminică să facem lucrurile faine. Ia zi, Red, cu ce începem? Ce trebuie să știe oamenii despre serverul ăsta, că e șmecher rău de tot? În primul rând ai văzut când te-ai înregistrat. Da, că sunt două spawn. Oportunitatea să-ți alegi spawn-ul, da. Da, am văzut asta. Los Santos și Las Venturas. Am ales Los Santos. În ambele, examen de conducere, în ambele orașe. Deci în ambele orașe. Pentru început îți dau un pet timp de 14 zile, poți asta pet. Da, și am înțeles că petul ăsta te ajută pentru job-uri, să iei bănuți. Da, ai job-uri. Diferite... Primești mai multe. În principal trebuie să joci 30 de minute pe Payday ca să primești beneficiile. A, deci avem pet status activ, pet name, așa. A, de asta apare la tine level 1 acolo. Da, 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 la tine arată la fel. La poți să-l redenumești cum vrei tu, dai pet name, îi pui ce nume vrei. Îl poți cumpăra din shop. Așa, deci din slash shop. Da, ai normal shop. 30 de zile și, da, normal shop. Pe 30 de zile 50 de puncte. Sau permanent. Uite, aha, permanent 250. Am văzut. Da, văd că sunt foarte multe chestii pe aici. Vehicle slot change. VIP account. Îți poți cumpăra acum. Permanent sau la ce? Sau 30 de zile? Cumpărați permanent, cumpărați permanent. Permanent. E sigur, da. Ok, iar punctele astea premium, cum le poți? Poți dona, ai tot aici. Shop. La gold acolo? Unde, la gold shop? Nu, da, e shop și apeși pe normal și ai primul, prețuri și informații. Normal. Da, asta am văzut, da. Gold shop-ul primești făcând misiuni. A, și uite, acum s-au făcut cu verde că am... Da, da, Okay. Bă, un lucru fain e că, uite, văd acum fix aici lângă noi că avem un rent car pentru început. Da, la fiecare spawn avem un rent car. Bă, e super ok, că de început trebuie să te miști cumva. Hai să ne luăm, uite, Fagio, e scooterul ăla, da, bravura. Da, da. Ok, nu ai permisul auto, deci trebuie întâi să-mi iau permisul. Sau pot să-mi iau, bicicleta, nu trebuie, stai, pentru bicicletă, nu, cred că îmi trebuie permis. Mountain bike. De exemplu, gen să zici că te duci cu bicicleta. Nu, uite și pentru bicicletă, oh my ți-am god. Ți-am dat. Da? Așa, ok. Hai să ne luăm un drink de ăsta. Observ că n-o să-ți ia bani, da. Să nu-ți ia bani cu început. Asta e foarte util. Ce avem aici noi, fix unde e ăsta roșu? Ce se află? Școala de șofer. Uite ce aproape e. Da, super. Le ținem foarte aproape. Da, că na, de început să nu te duci în partea opusă a orașului ca să... Exact. Neavând permis, neavând așa. Ok, unde mergem? Hai să facem job. Scrie job. Avem o jobs. Ai pizza boy cu galben. Da, avem bonusul de la pet sau nu e în afara? E daily job. Ok. Deci în fiecare zi unul dintre joburi este mai bine plătit, să înțeleg. Exact, în afara de detectiv, că el e da, nu este. Ok, și ce ne luăm acum? Ce vrei să? Hai să arăt drugs dealerul prima dată. Ok. Șterg mașina să nu fie aici? Poți să o lași, nu e problemă. Da, nu știu cum. Mai te-a putut. Vârâie. Deci vârâie. Așa. Ok. Ia-ți jobul de aici. N și Y. Asta e ok că nu mai... nu poți face studiul... păi Y. Așa, bun, gata. N ziceai tu ca să demisionezi, dar eu neavând un job n-aveam de ce să apăs. Hai aici. De fapt, nu. Dă-i slash work prima dată. Ok. Work. Și ți arată un punct pe hartă. Hai acolo. Stai că nu cred că am luat job-ul, deși eu am dat Y. Stai un pic.
Ai nevoie, a, ai nevoie de level 3, gata, gata, da, da, da. Acum am citit pe chat. Mhm. Voi nu vedeți chat-ul, este web-ul meu acolo. O să-l schimb pentru live, nu o să fie amplasat acolo, deci când o să facem live. Și chiar vă aștept un număr cât mai mare pe live, o să fie duminică, nu știu, nu știu exact ora, dar cred că pe la un 5, ceva de genul, nu vreau să fie foarte târziu. Și chiar vă aștept... 10, da, 10, da? Așa, gata, 3 îmi trebuia, gata. /work. Așa, work. Bun, și acum da, mi-a apărut într-adevăr. Ok, hai de aici. E, mm-hmm. Am încercat să facem un job-ul să nu fie așa de plictisor cum sunt celelalte. Mhm, înțeles. Apas aici altul de lângă space. Stai să ajung la unde am eu, că poate tu ai în altă parte. Ah, ok, parte, da, ai în altă parte. Waiting, wait, așa. Trebuie să... Aștept, aștept. Da, da, am crezut că trebuie să țin apăsat sau ce. A, 60 de secunde, bă, că ziceai, mhm. A, așa, gata, am luat, și așa zis, un drog. Da, e planta momentan. Mm-hmm. Așa. Bă, mie îmi place, adică chiar sunt curios cât o să primim având petul ăsta, știi? Aici nu primești, primești doar droguri. Ah, ok. Ah, deci aici, gen, drogurile se convertesc ulterior în bani. Da, și da, înțeleg da, că primim mai multe droguri. Intră okay aici. Și vreau să mai lămurim o chestie. Deci utilizatorii care intră acum toți au acces temporar la da, 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 toată lumea, toți, la pet? Da, toți 14 zile o să fie. Ok, deci în 14 zile spargeți banii ca să-i exact faceți. Ok. Ca să înțeleagă toată lumea să știe despre ce este vorba. Așa, hai că se procesează aici. Așteptăm. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like, iar în descrierea acestui video aveți toate informațiile legate despre server. Deci verificați cu atenție descrierea, că aveți forum, panel, tot, 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 Discord și așa mai departe. Avem chiar și un radio. Da, i-a auzi. Deci totul se află în descriere, așa că consultați-o neapărat. Și acum o iei chiar de la capăt și tot așa. Am înțeles. Da. Și îți arată acolo drugs. Da, da, bine, ei nu văd că e web-ul meu acolo, dar v-am zis pe viitor la live nu o să fie, deci stați liniștiți că acum m-a luat așa un pic pe nepregătite, dar nu-i bai. Bun. Dă-i kill cp. A, ca să anulăm așa, kill cp. Și hai să job-ul de carjacker. A, fur mașini? Da, e un pic modificat. Ah, ok. Așa. Okay. Hai să dăm nu și Y. Acest lucru să fur mașină de pe server, ok. Dăm work, nu? Da. Nu, muncești deja, zice. Okay. Okay. Acum ia mașina asta. Uh-huh. Și hai la checkpoint, unde ți arată. Păi nu mi-a pus checkpoint, asta e așa. Pentru a începe unde trebuie să work. Mi-e arată că am carjacker, dar nu mi-a pus... Hai să dau demisia și să o iau. Așa. O fi de la kill căpul ăla, nu știu ce. Trec că am demisionat. Dăm pe Y. Și acum mai dau work o dată. Bă, checkpoint-ul e ăsta alb aici? Ăsta e mașina, nu-mi dau seama. Nu, astea sunt eu. Îți arată fără distanța. Nu, deci mie-mi zice că felicitări nu știu ce, dar nu văd checkpoint-ul. Stai că cred că s-a stricat puțin, dar se repară. Dar nu-i problemă. Ia cum văd tricoul meu. În fine, hai să-ți explic pe scurt cum stă treaba. Ok. Ai trei variante de furt. Da. Una este mașina normală, cea pe care, în cea care suntem noi. Da. O să primești o sumă de bani mai mică. Ok. A doua sunt mașini personale, gen mașini la player. Ok, mașinile jucători, da. Care primești și wanted, dar și o sumă mai mare de bani. Ok, și dacă furi probabil ceva de poliție sau... Da, a treia, exact, sunt mașinile de taxi sau... Da, da. Exact, mașinile de facțiuni în care primești wanted și o sumă mai mare. Bă, mi se pare super șmecher, gen că trăiești așa la risc, adică nu știu, gen... Exact. E chiar... Doar că mașinile de facțiuni și personale nu o să puteți să le furați pentru că nu o să fie un polițist pe server. A, exact asta vreau să întreb, dacă nu-i poliție pe server, mai poți să faci asta? Nu, doar în cazul în care o să fie un polițist pe server. Mi se pare normal și legit, adică, na, până la urmă.
Ok, bă, super tare. Cu siguranță, deci vă garantez că în, în ziua în care eu filmez acum este marți. Gândiți-vă că băieții mai muncesc la seară până vineri la deschidere. Iar vineri, când are loc deschiderea, ei astăzi și zilele următoare tot fac tot felul de teste. Deci stați liniștiți, o să funcționeze jobul vineri când apare clipul și când veți putea intra și voi. Că până, acum, până în prezent acum este o parolă ca să se conectezi pe server. Ok, ia zi, Red. Ok, hai să arăt quest-ul special. Ah, ok, deci avem și un quest, ok. Da. Questul de Paște. Ah, serios, ia uzi. E ceva cu ouă? Da. Că auzi niște ouă ceva sau nu știu, asta exact. Mă gândesc. Ah, serios, am zis la mission-ul, nu știam. Ok, dă-i aici missions. Dă-i. Așa. Și ai quest. Quest, da, avem și achievement-uri. Așa, daily și doi dăm pe Easter quest, da? Așa. Bun, deci după ce ai achiziționat un coș de Paște la 24 din șer, găsești ouăle și colectează tastând comanda collect egg. Ok. A, uite, eu văd deja un ou aici, lângă. Da, nu o să poți să-l iei pentru că n-ai coș de Paște. A, ok. Trebuie să-l cumpărăm de la magazin. Așa, și ce dau aici, bai, parcă? Da, este aici bai. Și avem coș de Paște, da. Așa, bun, gata. Ia, uite, mă, am plecat cu coșulețul. Așa, trebuie să ajungem din nou la... A, sau putem să le găsim oriunde pe hartă, nu? Da, trebuie să le găsiți oriunde. Hai mă să găsești și unul, să vedem cum, ce și cum. Dar o să ai dai slash GPS. Așa. Și ai jos de tot ultima, activează. Și o să vezi toate ouăle. A, dar doar eu pot să văd asta că am admin, nu? A, nu, toți playerii. A, și jucătorii, aaa! Toți o să bată... Stai că nu cred că e aici. A, bă, da, aici e. A, ajunsese la unul. Ai ajuns, scuze. Da, acum nu mai știu pe unde m-ai dus. Era fix în fața lui. Asta-i. E de jos sau ceva, acolo. Da. Uite okay, aici. Aici e. A, și dacă eu îl iau, nu dispare, nu? Sau? Gen. Ba, da, teoretic dispare. Dai slash collect egg. Color, egg. Nu poți face acest lucru cât timp faci job. Quit job sau nu, leave job sau cum? Nu, trebuie să apeși N doar. Dar nu sunt la job, nu sunt la un job. Imediat. Nu pot să dau leave job dacă nu sunt. Nu cred că merge, nu? Cum apasă N aici, să demisionezi. Așa, gata. Și imediat te duc înapoi. Da. Ia să vedem, deci dăm collect egg, gata, un transport ouă de paște. Bă, aici de unul chiar s-a pus în sac, eu am zis la mișto, am crezut că, la, în sac, în coș. Da, i-am și tot așa până o să primit, până îl terminați. Și mie mi s-a pus un checkpoint aici roșu, unde am intrat toată clădirea asta, aici trebuie să-l duc. Da, hai la el. Foarte tare. Un nou până acum, continuă. Și când colectezi 100 de ouă, ce primești? Sau nu știu, nu ai, ai fix aici, uite. Ia, unde? Dăm... Și dăm pe informații? Dai pe quest, nu, pe quest, pe quest. Ah, așa, deci 10 points, așa, un level up, 20 points. Wow, primești, foarte tare. Bă, se merită, foarte tare. Și e faină și animația, gen, cum ți-l pune în coș, Caterică. Ok, hai să arăt jobul Fisherman. Ok. Imediat. Hai să opresc astea. GPS. Gata. Și acum rămân cu ăsta în mână. Cu coșulețul. Ăla așa acolo, da. Nu te deranjează. Nu mă deranjează într-adevăr. Ok. Te-am adus? Da, dă-i aici NGTEC. Da. Și încearcă să dai fish. O să vezi că nu o să poți. Nu o să pot, da? Nu ai undiță. Du-te la GPS, la fish market. Ok, mergem acum. Bă, mi se pare tare, adică e mai realist și mai roleplay, cum se numește și numele serverului. Am încercat să-l facem cât... Asta e foarte fain, că ați încercat să păsați pe cât de cât posibil realitatea. Dă-i slash buy. Și luăm undiță. Ai o și cu superior, cum mai la vrei tu. Asta mai scumpă. Așa. Și poți să dai fish acum. Fish. Pescuiești, băi, mamă, de-abia aștept să mă strâng aici cu toți playerii și să pescuim împreună. Uite,
Există trei tipuri de pești, rar, normal. Uite, am și... prins un pește normal. A, și îl vinde automat, nu trebuie să ne mai ducem la magazin no, să-l vindem, nu? Trebuie să te duci tot acolo. A, da? Da. A, ok. Stai, spawnez o mașină ca să... Da, mai... să ne mișcăm, da. Hai. Există trei tipuri de pești rar, cum am prins eu, normal, cum ai prins tu, și pisică de mare. Mhm, tu ai prins un pește de 50, că ei nu văd pe ceași, dar zic, el a prins un pește de 50 ceva de mii de dolari, eu, fiind rar, eu am prins unul normal, în valoare de 19.000, ca să înțelegeți. Pe chat apare, dar v-am zis, fiind web-ul. Cel de pisică de mare este și el rar și mai avem unul foarte rar care e o șansă super mică să-l prinzi, e un rechin. Bă, mi se pare mai tare faptul că nu prinzi doar pești normal, adică ai șansa să prinzi și altceva. Dar poți să prinzi ceva super ieftin, gen un dolar? Genocism sau ceva? Nu, chiar nu merge. Nu? Ok, mă gândeam că poate gen... Dar peștele normal atâta. Era destul de frustrant, sincer. Da, dar e cam departe magazinul și trebuie să te duci să vinzi un pește cum l-ai prins sau poți să strângi mai mulți? Poți să-l vinzi direct, nu merge să-l ții. Ah, ok, am înțeles. Ia uite. Liderii se vor alege... La facțiuni. Da. O să fie nevoie de 5 ore. Level 5 prima dată, pardon. Aha. Și 10 ore jucate. Da, mi se pare normal, totuși. Aplicațiile vor fi deschise pe 27. Ah, ok, asta când pică luni sau? Cred că da. Ce agenda? Cred. Și da. La helperi o să anunțăm când se deschide serverul, nu știm exact. Deci probabil pe live cele de helper da. Vor fi deschise. Pe live probabil o să okay. Se zică și când se și avem peștele, da. Uite, și avem și un progres pentru următorul skill la pește. Da. La fiecare skill îți primești bani mai mulți. Ok. Mai avem jobul de arms dealer care și pe el l-am modificat. Hai să mergem și la el. Haidem. Îmi dau seama că serverul are o mulțime de lucruri și chestii interesante, dar nu o să ne permite timpul să le arătăm pe toate, dar pe live cu siguranță o să acoperim mai multe lucruri, o să facem și joburile împreună, o să participăm probabil și la un event. Da, aici vreau, fix aici vreau să ajung. Avem pe server eventuri, se vor face în fiecare zi câte 4-5. I-au zis. Și pe live o să prindem. Plus că avem un event un pic mai special, îi zic eu. Da. Se numește servietă. Ok. Și ce, trebuie să găsești o servietă? Exact. Aha, m-am gândit eu, da. La fiecare jumătate de oră sau când se gândește un admin să o facă, spawnează o servietă pe server și... Și bănuiesc că cu bani sau cu puncte, ceva, nu? Da, puncte, premium, bani, depinde cum îți e norocul. Ah, ok. Dacă o ai și te omoară cineva, ai pierdut servieta, dar poți să te duci în continuare după aia. Și îți spun un checkpoint pe hartă și atunci ați trebuie. Acest joc trebuie să transporti arme, ok, dăm work. Dă-i work aici. Nu ești la locul unde... Aici trebuie să dăm work, da. Eu nu mai dau, stau cu tine. Ah, ok, haide. Și hai la checkpoint. Avem și job owner pentru facțiuni. Cum job owner? Ah, ok. Job owner. Gen, ca mai avea acasă, doar că tu ai deții jobul. Ah. Și ăsta e strict pentru facțiuni? Nu, doar pentru joburi. Poate să fie player normal, civil. Oricine poate aibă jobul. Am înțeles. Cel care va deține jobul va primi o parte din ce se câștigă la job. Uite, dacă tu faci arms dealer, cel care are jobul de arms dealer va primi materiale. Da. Și tot așa. Trebuie să mă duc cu mașina acolo sau pe jos? Că... Nu, pe jos. Du-te la vehiculul de la job și trebuie să Y. Ok. Și în spatele mașinii apeși Y. Am înțeles. Și tot așa și faci materiale. Și faci cât mai multe astfel de livrări. Ok, păi am înțeles, n-are rost să mergem. Da, la... avem casino, puțin schimbat el. Da. Imediat te duc. E urât că lăsăm mașinile așa, dar... Nicio problemă. Nu, e bani acum.
Oricum, da. Suntem doar noi pe server, că mai zis încă nu-i deschis. Da, momentan încă se lucrează. Toți sunt pe serverul beta și lucrează. Imediat te duc și la casino. Și... ok. Gata. Toți sunt obișnuiți să aibă casino un pic mai încolo. Noi l-am modificat și... Da, foarte tare, ca să fie totuși diferit, da. Și am pus un alt interior. Ceva mult mai mare. Oho, da. Foarte fain. O să primim copiile pe melodia asta, dar nu-i bani. Poți să oprești sunetul din setări. Nu, no, băi, las. Că... Iar aici ai... Blackjack. Minesweeper și ruletă. Ok. Minesweeper. Minesweeper e ăla care bubuie când dai click, nu? Mhm, și ruletă. Bă, arată foarte fain interiorul. Avem nu un puteți sparge care... banii aici. Da, aici poți să faci cât vrei tu. Da. Avem un sistem la case care poți pune obiecte în ele. A, gen să le customizezi, da, foarte fain. Să decorezi casa cum vrei tu. Ce să mai mult, eu și Sim sunt în sample, gen. Hai deci... să-ți arăt servieta. Stați, tastează tu servieta. Gata. Și trebuie să găsești podul acesta, dar o să te duc eu imediat. Ok. Ce clădire faină. Asta nu era în sample, în GTA 1 normal, parcă. Muntele ăsta în față. Uite, intră în servietă. Ești în posesia servietei, du-te cu ea la destinație cât mai repede. Așa, dacă vine cineva să te omoare... Exact, uite acum o să te omori, stai să vezi, că o să o pierzi. Am și un coș și o servietă. Ce ai făcut, mă? Uite, ai servieta, da. Și o spuneți aici, iar eu am luat-o. Da, hai să o iei tu ca să o duci să vezi ce primești. Da. Te omor sau cum? Da. Bă, n-am altă modalitate. Ți-am dat un pistol. Stai că trebuie să-ți dau licență. Gata, ți-am dat un pistol. Așa, și te gata, poți, am dat. Te poți duce cu fly-ul. Locate. Ok. Cu fly-ul, bă, mă, crezi că nu mai știu cum era. Fly mode. Fly. Era să mor, fly mode, ok. Și unde trebuie să mă duc? La checkpoint? Nu văd niciun checkpoint. N-ai un checkpoint pe hartă? Bă, nu. Ar trebui să ai, cer. Stai așa, folosiți-l chip pentru a vedea unde se află posesorul. Așa, asta nu. Nu, deci te văd doar pe tine. Hai să mă uit pe harta mare, poate. Da. Nu. N-am niciun checkpoint. Ia, coboară puțin jos, apasă F. Ca să te omor să-ți iau servieta. Ia, vine. O fi fost un bug că am murit sau ceva, nu știu. Nu, no, îți arată. Ce idee ai tu? Stai, că îți dau eu imediat ghetă. Că stă în aer. Ok. Ia să vedem. Hai, nu-mi dai? Păi stai că e cam departe și de-aia. Ok. Gata, aici e, omoară-mă. Mai dăm pistol că nu mai am. Ia mă, deci intru. Da mă, acum mi l-a pus serios că-l vedeam de-al încolo că era roșu. Da, nu cine ești. Ce ai primit? Încă n-ai dus-o? Acum, aici. Fly... sau ce e aproape? Păi nu știu ție unde, depinde unde ți-arată ție. Că-s locații... Am ceva de mers. Și nu mai știu cum, mă dădeam în sus pe click stânga? Pe click stânga, sus. Da. Apasă space, să mergi mai repede. Stai că mai am. Mai am. E departe rău. Deci fiecare are locație diferită, ok.
Da, sunt câteva locații. Altfel s-ar face la locația respectivă. Asta, exact. Asta cu ochii pe tine, știi? Să vină să... Exact. Și n-ai mai face nimic. N-ar mai duce nimeni nicio servietă, da. Mamă, stai așa că... Apeși F când nu mai vrei să zbori. Mhm. 34.000 de dolari plus un respect point. Super. Și astea sunt undeva la jumătate de oră, dar cum am zis, adminii o să facă 4-5 evente pe zi. Da. Mă, foarte tare, serverul e foarte complex, are foarte multe lucruri. Avem și facțiunile. Am mutat toate mafile în Las Venturas și toate facțiunile pașnice în Los Santos. Avem doar FBI-ul în LV. Da. De-abia aștept să ne vedem pe live și să le prezentăm mai pe întâlnete, că acolo avem și mai mult timp. Exact, acolo... Noi suntem deja de 26 de minute aici și sper să nu vă plictisim. O să mai adăugăm mult între timp, în această săptămână mai avem de lucrat mult. Îmi imaginez. Îmi place să văd oameni dedicați, asta e foarte bine când se implică și totul să iasă și mai fain. Păi, îți mulțumesc, Red, că ai fost alături de mine. Vă mulțumesc și vouă că ați urmărit acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și vă așteptăm pe server, pentru că acum când voi vedeți clipul, cel mai probabil este deschis și vă puteți loga și vedea lucrurile noi. Eu am fost Alin, vă mulțumesc cu o dată pentru atenția acordată și ne revedem pe live. Pa, pa!